Fetița din Căușeni, în vârstă de numai 2 ani, care a fost violată joi, rămâne în stare critică în secția de reanimare a centrului mamei și copilului. Deși medicii spun că starea ei s-a ameliorat, totuși există riscul ca micuța să nu supraviețuiască din cauza traumei craniocerebrale. Oamenii legii au reținut 3 suspecți, concubinul bunicii în vârstă de 66 de ani, fiul acestuia de 28 de ani și un prieten de-al acestuia de 25, care se presupune că ar avea probleme psihice. Cei 3 indivizi au fost examinați de către medicul legist și le-au fost prelevate inclusiv probe ADN de sub unghii. Poliția spune că încă nu a reușit să dea de mama fetiței care era plecată la Chișinău de 2 săptămâni. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă să stea toată viața după gratii.